Bine te-am găsit, dragul meu elev. Te invit astăzi în împărăția poeziei, în care rege va fi Vasile Alexandrii. Mihai Eminescu spunea: și acel rege al poeziei, veșnic tânăr și ferice, ce din frunze îți doimește, ce cu fluierul îți zice, ce cu basmul povestește, veselul Alexandrii. Cine a fost Vasile Alexandrii? Vasile Alexandrii a fost un poet care s-a născut pe 21 iulie 1821 la Bacău și a decedat la 22 august 1890 la Mircești, județul Iași. Părinții Vasile Alexandrii și mama Elena Cozonie. Învățătura a început-o cu un dascăl grec, apoi cu dascălul maramureșan German Vida. A fost poet, dramaturg, om politic, ministru, academician român, creator al teatrului românesc și a literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Astăzi am pregătit poezia Toamna țesătoare de Vasile Alexandrii. Toamna mândră harnică și de bunuri darnică, am părțit a ei comori, frunza-i dat au vântului, iar roada pământului dat-o au la muncitori, dat-au in pentru ștergare și porumb pentru coșare, plin de ținte aurii, și toți strugurii din vie pentru dalba veselie de la nunt și cu mătrii. Dat-au încă pentru coasă, iarba-i verde și frumoasă, care în mai au înflorit, și-a ei pasări cântătoare, și-a ei șiruri de cocoare, tainicului răsărit. Vai de ea, ceasă de vie, sub cumplita vijelie care suflă oțirit peste văile uscate, peste apele înghețate, peste codrul desfrunzit, dar nu-i pasă cât e soare, toamna mândră țesătoare pune furca în brâul ei, ca să toarcă și să țese pânză lată în ghițe dese de învălit umerii săi. Și torcând de-a lungul trece peste brazda murgă, rece, unde ies paienjini mii, iar fuiorul de mătasă pe pământ în urmă lasă mreji de raze argintii. Câte lanuri, văi întinse, toate acum sunt cuprinse de lungi fire ce lucesc. Unele se adună în caier, altele pierdute în aer, tainic lin călătoresc. Toamna grabnic le urzește, le împletește, ne vedește și cu toate la un loc ea-și lucrează o învălitoare ca să meargă în șezătoare și să ia parte la joc. Iar românul cu drag spune: Doamne, fă încă o minune, scoate o fată în calea mea ca și toamna harnică și de suflet darnică, să-mi fac traiul meu cu ea. Lecturând această poezie,
am observat niște cuvinte necunoscute care aș vrea să te rog să fii atent la ele și să pătrunzi în esența lor. Coșare, panere, oțărât, mâneos, furios, morocănos, posomorât, mrej, unealtă de pescuit dintr-o plasă ușoară, murg, negru roșcat, brazdă murgă, fâșie îngustă de pământ, tăiată și răsturnată cu plugul, caier, mănunchi sau fir de lână, urzește, ansamblul firelor textile paralele montate în războiul de țesut, nevedește, trece firele urzelii prin ițe și spată în ordinea cerută de modelul țesăturii. Ițe, dispozitiv la războiul de țesut, format dintr-o ramă dreptunghiulară pe care sunt fixate sârme sau sfori paralele, prin ochiurile cărora trec firele de urzeală pentru formarea rostului. Deci toate cuvintele necunoscute le citești încă o dată după ce lecturezi poezia. Cuvintele transcrii în caiet și alcătuiești enunțuri pe baza lor. În continuare, vei observa un tablou în care ce anotimp este arătat. Corect. Este arătat anotimpul toamna. Cum este toamna? Găsește niște adjective. Harnică, darnică, colorată, multicoloră. Foarte frumos. Încearcă să alcătuiești diamantul acestui cuvânt. Toamnă. Deci alege două adjective. Harnică și darnică. Corect. Trei verbe. Ce face toamna? Plouă. Nevedește. Usucă. Și un enunț în care se vorbește despre anotimpul toamnă. Toamna sosește la noi. Și un cuvânt generalizator care va fi corect. Anotimp. Bravo, dragul meu elev. În continuare, vei alcătui oral enunțuri pe baza cuvintelor date. Deci îți alegi A, B sau C. Apoi, aceste enunțuri le vei scrie în caietul de limbă și literatură română. Spor la muncă! Iar la final, expuneți părerea despre acest text. Poezia mă face să... M-a pus pe gânduri și sunt încântat de... La final, îți doresc să ai cea mai frumoasă toamnă din viața ta. Pe curând!